repede sărbătorile de iarnă și iată-ne că deja suntem la o nouă sărbătoare numită Autodoc și Boboteaza, unde ne aducem aminte de botezul Domnului Iisus Hristos și timpul parcă trece așa de repede. Sunt câteva relatări în Sfânta Scriptură, cum la 8 zile Domnul Iisus Hristos a fost dus de părinții lui în templu, după aia la vârsta de 12 ani ne este deschis din nou cum părinții lui în fiecare an se cea la templu, dar la vârsta ce an s-a întâmplat un episod mai deosebit, când părinții lui au crezut că este cu prietenii, când se duceau spre casă și el a rămas la Ierusalim și s-a întors, l-au căutat și l-au găsit acolo. Și el îi întreabă, dar nu știa să trebuie să fiu în casa tatălui meu. Iată-ne că și noi suntem în aceasta, în casa tatălui nostru. Și zic ca Domnul să ne binecuvânteze. Și despre mai scrie că creștea în înțelepciune, creștea în statură, scrie cuvântul Domnului că era plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și iată-ne că suntem în seara aceasta când vorbim despre botezul Domnului Iisus Hristos, când El este pregătit undeva la vârsta de 30 de ani să înceapă activitatea lui publică. Și zice că primul verset care s-a citit în seara aceasta din Evanghelia după Matei, capitolul 3, nu primul verset, versetul 13, vreau să mă leg, atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan era la Iordan, unde își începuse activitatea, premergătorul Domnului Iisus Hristos și a început să cheme oamenii la pocăință, chemându-i că împărăția celor este aproape să se pocăiască. Oamenii veneau la Ioan Botezătorul, își mărturiseau păcatele și erau botezați de el în râul Iordan. Probabil am vorbit cu fratele Iosif, m-am uitat pe o hartă, hartele din Biblia mea sunt așa de neclare și fratele Iosif zice că era undeva mai către Iudeia, iar au venit din Galileea, au străbătut o distanță destul de bună, unii zic până la 90 de kilometri a venit pe jos ca să primească botezul lui Ioan. Acum mi-am pus problema, vedeți, mulți dintre noi care zic de ce să mă botez? Botezul este un simbol, alții zic nu, botezul nu este un simbol, botezul dă mântuirea, alții zic nu, botezul iartă de păcate mai mult decât atâta. Și ce vreau să înțelegem în primul rând că Domnul Iisus a venit la Ioan ca să se boteze. Avea nevoie Domnul Iisus de botezul lui Ioan? Avea păcate de mărturisit Domnul Iisus? Ce părere aveți? Nu avea păcate. Păi de ce atunci a venit să se boteze? Nu să împlinească legea. În legea nu era încă dat botezul. Foarte interesant. De ce veni să boteze Domnul Iisus? Ioan îi zice, nu tu trebuie să vii la mine să te botezi? Să te botezi? Tu trebuie să mă botezi pe mine? Vedeți, sunt oameni, sunt tot felul de religii care au apărut în lume și unii zic, dacă te-ai botezat de copil mic, nu mai ai nevoie să fii botezat când o să fii mare. Alții zic, dacă te-ai botezat la 12 ani, te-ai botezat mic și ai reconfirmat la 12 ani, nu mai trebuie să te botezi când o să fii mare. Și vreau să discut un pleaș în seara aceasta cu biserica, că e foarte important. De ce trebuia Domnul Iisus să se boteze, dacă nu avea păcate de mărturisit? Au venit niște oameni la Domnul Iisus Hristos și nu vreau să se boteze. Poate că și-au mărturisit păcatele. Zic, mă, pui de năpârci. Cine vă învăța să fugiți de România viitoare? Merge și faceți roade predice de pocăința voastră. Și apoi veniți să vă botez. Că nu era o viață schimbată. Avea Iisus roadele. Avea roade? Zicea mai înainte că era plăcut înaintea oamenilor și înaintea Dumnezeu. Avea roade? N-avea păcate și totul s-a botezat. Sunt mulți care stau în împietrire și zic că eu de ce să mă botez? Sunt mântuit. De ce trebuie să fac botezul care este poate numai un simbol? Care cunosc mai mult, e numai un simbol. Și totuși Domnul Iisus Hristos s-a dus o bucată bună ca să se boteze. Să-L întâlnească pe Ioan și să se boteze. Și găsim că a ajuns la Ioan și drept răspuns Iisus i-a zis, pe ce Ioan a zis că el ar trebui să fie botezat, pentru că știa că Domnul Iisus are un botez mai mare ca lui, botezul cu Duhul Sfânt, și zicea, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Nu vreau să vorbesc despre subiectul acesta. Iisus Hristos a venit în primul rând să împlinească Scriptura. Și noi trebuie să trăim să împlinim Scriptura. Nu vreau să abordez subiectul acesta în seara aceasta. Dar Ioan Botezătorul s-a supus. Știa că Domnul Iisus Hristos este mai mare ca el, s-a supus și l-a botezat. Zice, de îndată ce a fost botezat, s-a întâmplat un eveniment.
Versetul 16. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis. Duhul lui Dumnezeu și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel. Deci Duhul lui Dumnezeu nu era un porumbel, cum de multe ori avem impresia că Duhul Sfânt era un porumbel. S-a coborât peste Domnul Iisus Hristos, zice cuvântul Domnului, coborându-se în chip de porumbel. Deci i-a dat o imagine ca să vadă pe Duhul Sfânt, care este un spirit, care este un duh, venind peste el. Dumnezeu îi zisese lui Ioan Botezătorul mai dinainte că îl va recunoaște pe Mesia prin semnul acesta. Va vedea Duhul Sfânt coborându-se peste el. Și după ce s-a văzut Ioan Botezătorul, și nu știu dacă mulțimea care era adunată acolo foarte clar, dacă a văzut această imagine, zice că din cerul s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Slăvit să fie Domnul! Îl vedem pe Domnul Iisus Hristos acolo prezent, îl vedem pe Duhul Sfânt coborându-se din cer ca un chip de porumbel și îl vedem pe Tatăl, îl auzim pe Tatăl din cer vorbind. Nu vreau să mă leg nici de Trinitate în seara aceasta, să vorbesc despre Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, cu toate că este o imagine a Trinității aici, dar vreau să ne gândim noi de ce ne-am botezat sau noi de ce trebuie să ne botezăm cei care încă nu ne-am botezat. Deci dacă Domnul Iisus Hristos s-a botezat ca să împlinească ce era de trebuit, și noi trebuie să ne botezăm în primul rând ca să împlinim ce trebuie împlinit. Azi dimineață fratele Iosif vorbea despre spălarea picioarelor, așa este. Unii o fac, unii nu o fac. Sunt lucruri care trebuie să împlinite. Dacă trebuie să împlinite, Domnul să ne ajute să le facem. Amin? În Matei 28:19, înainte de înălțarea la cer, cu toții știm aproape versetul acesta pe de rost, zicea: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Porunca Domnului Iisus Hristos, numită și Marea Trimitere de noi, de multe ori o numim Marea Trimitere, zice: faceți ucenici din toate neamurile botezându-i. Îi faci ucenici, îi botezi în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt. Deci, de ce să ne botezăm? Pentru că este o poruncă a Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vorbea, cred că în an 15, și îi numea prieteni. Prieteni sunt cei ce ascultă porunca. Prieteni sunt cei ce ascultă porunca. Separă ascultarea de neascultarea. Mulți nu se botează pentru că nu ascultă porunca Domnului Iisus. E unul dintre răspunsurile mele. Dacă Domnul Iisus a poruncit să facem un lucru, e imperios să facem. E necesar să facem. El a făcut pentru că vrea să împlinească voia Domnului. În Luca 7:29-30, acolo cuvântul Domnului ne vorbește despre farisei, despre cărturari, despre vameși și despre... Hai să citim. Și tot norodul care l-au auzit vorbea despre Ioan Botezătorul, era contextul acolo, despre Domnul Iisus când vorbește despre Ioan Botezătorul. Și tot norodul care l-au auzit și chiar vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Au fost acolo două categorii de oameni. O categorie care au dat dreptate lui Dumnezeu și a zis: trebuie să ne pocăim. Și au primit botezul lui Ioan. Dar zice, dar farisei, versetul 30, și învățătorii legii au zădărnicit pe Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Dumnezeu. Botezul lui Ioan. Care botezul lui Ioan venea de la Dumnezeu. N-a fost ideea lui Ioan, a fost ideea lui Dumnezeu. Deci, vreau să spun, sunt mulți dintre noi care zădărnicesc la Dumnezeu și amână până când este prea târziu. Când stăteam aici pe bancă, mă uitam aici, la foarea aceasta, deja se vede, s-a negrit roșu acesta frumos, frunzele acelea au căzut, sunt toate în ghiveci. Așa este. Aici, o parte din floarea asta este ofilită. Se citea dimineață că timpul trece, da? Floarea care era, se duce și nu mai este.
și pământul care era acolo nu mai recunoaște locul. Zilele noastre se duc. A mai trecut un an din viața noastră. Suntem trecători. Dar avem niște îndatoriri de făcut față de sufletul nostru pentru mântuirea noastră. Și una dintre aceste îndatoriri este botezul nostru, botezul în apă. Când am fost copil, am fost botezat la Biserica Ortodoxă, cunosc așa în mare tot ritualul care se face acolo, am asistat la botezuri, am văzut botezuri. Nașii sunt responsabili pentru copii, iau părinții aleg un naș pentru copiii lor, un părinte duhovnicesc să-i numesc așa pe naș, și nașii se prezintă cu copilul înaintea preotului, îl dezbracă pe copil și se folosește simbolul din Romani, unde apare dezbrăcarea, o să vorbim de hainele vechi, de faptele vechi, încredințează copilul nașul, preotul îl scufundă în apă, îl botează, îl îmbracă cu să-i zic, un scute cu ceva, se numește Krishna, ceva, o cârpă albă și fără nicio cusătură și este simbolizează haina cea nouă în Hristos. Acolo părinții, nașii mărturisesc pentru copil și preotul îi întreabă, te lepezi de satana? Și nașii răspund în locul copilului, ne lepădăm de satana. Și are loc un întreg ritual care se face în Biserica Ortodoxă și are loc botezul copilului. Se pune întrebarea, este valabil acest botez înaintea lui Dumnezeu? Este foarte frumos. Este un adevărat ritual și are multe, multe lucruri comune cu Biblia. Dar ce este trist este că este o tradiție. A apărut prin anul aproape 300, după 300 de fapt, și nu numai că a apărut târziu botezul copiilor, pentru că au zis că să nu cumva să moară copiii noștri nemântuiți. O să vedem în Biblie ce vorbește Biblia, botezul mântuiește sau nu mântuiește. Și uite așa, se botează copiii de mici ca să se mărească numărul membrilor în biserică, dar nu se împlinește cel mai important lucru. Domnul Iisus a zis așa, cine crede și se botează va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Cel mai important lucru privitor la credință, la botez, este credința, este nașterea din Dumnezeu, este nașterea din nou. Și exact lucrul acesta nu se face. Sunt biserici diferite. Nu, în unele biserici se scufundă copiii în apă. În alte biserici, copii și adulți, în alte biserici se stropește. În alte biserici se toarnă apă peste cap și așa se botează. Și ne-am întrebat, nu vreau să fac neapărat un studiu foarte profund pe tema aceasta, dar vreau să spun în Biblie termenul de botez. S-au tradus în românește scufundat, deci când s-a tradus Biblia în King James, s-a zis, a dat ordine să traducă regele, împăratul acela, a zis să se păsteze încă termenii religioși. Și nu s-a tradus cu scufundare, s-a tradus cu cuvântul și în Biblia noastră apare botez. Care, de fapt, la toate locurile din Biblie unde apare botezat, apare scufundat, nici într-un loc nu apare stropit și nici măcar turnat. Termenul de stropit, de turnat, apare în Biblie, Noul Testament, apare. Cu alte cuvinte din greacă, dar niciodată nu apare la botez stropit sau scufundat. Deci, în principiu, botezul care îl face testamental este omul să fie scufundat în apă. Vom vedea ce simbolifică lucrul acesta. Și am studiat să văd de ce. Ce argumente au în Biblie ca să boteze copiii mici? Noi de ce botezăm copiii mici? Noi de ce, de fapt, ne aducem la adunare? Îi aducem pe braț de binecuvântare, cerem binecuvântarea din Vechiul Testament pentru poporul Israel peste ei. Am căutat și am găsit că au două argumente în Scriptură și m-am uitat la argumentele lor și cei care avem Biblia ar fi bine poate să le deschidem când ne întâlnim și vorbim cu astfel de oameni. În cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, vorbește Pavel la misiune, misiunea de evanghelizare și acolo a primit cuvântul Lidia. 16:15, hai să citesc și 14 și 15, să facem context un pic. Una din ele, numită Lidia, vânzătoarea de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să-i aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei
Ăsta este versetul, cuvântul cheie, că a fost botezată ea și casa ei și apare interpretarea, păi e posibil ca casa ei să fi fost copii. Și atunci ei au zis, dacă e posibil să fi fost copii, atunci noi botezăm copiii. După ce a fost botezată ea și casa ei, ne-a rugat și ne-a zis, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea și ne-a zis să intrăm. Dar versetul 40 de același capitol zice, după ce au ieșit din temniță, să vorbesc despre întemnițarea lor, ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei și după ce au văzut și mângâiat pe frați, ascultați-mă, pe copii micuți, pe bebeluși, nu-i numește frați. Nu erau frați. Pentru că ei au putut să fie mângâiați prin cuvinte, da? Deci oamenii care erau în cartea lui Lidia, dacă erau tineri, dacă erau copii mai mari, care au putut să înțeleagă să fie mângâiați, au plecat. Și al doilea text care este folosit, cu toate că în primul text vedem că reiese că oamenii aceia erau capabili să înțeleagă din casa lui Lidia, este la temnicerul din Filip. Ei sunt închiși acolo, sunt bătuți, ei cântă cântări de laudă, se face un tremur de pământ. Temnicerul intră acolo și vede pe ei că n-a fugit nimeni, toți erau la locurile lor. Și versetul 30, 16:30, temnicerul acesta pune o întrebare foarte surprinsă lui Pavel și zice, domnilor, ce trebuie să facem ca să fiu mântuit? Ce ați fi vrut să zică? Botezați-vă, nu? Dar nu le-a zis așa, botezați-vă, pentru că nu botezul mântuie. Și Pavel și Sila i-au răspuns, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și au vestit cuvântul Domnului, atribuit cât și tuturor din celor din casa lui. Ascultați, au vestit cuvântul Domnului tuturor celor din casa lui, deci erau capabili să audă cuvântul Domnului. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți din casa lui. Versetul toți, cuvântul toți este cuvântul cheie în Biserica Ortodoxă, care spune că probabil că au fost și copii. Dar mai înainte spune că ei au ascultat cei care erau în casa lui. După ce i-a adus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat împreună cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Împreună cu toată casa lui, deci nu erau bebeluși acolo, nu erau bebeluși, s-au bucurat că au crezut în Dumnezeu. Înțelegeți? Au putut să creadă, au putut să se bucure. Un bebeluș cât e de mic, e diferit. Vreau să răspundem la o întrebare. Ne sunt iertate păcatele prin botez? Botezul pe care îl facem noi, Noul Testamental, aici în apă, ne iartă păcatele sau păcatele trebuie să fie iertate în apa botezului? E foarte importantă această întrebare, acest răspuns, să știm clar ce se întâmplă cu noi. Suntem mântuiți numai când intrăm în apa botezului? Dacă v-aș pune acum o întrebare, tâlharul de pe cruce a fost sau n-a fost mântuit? A fost mântuit. A intrat în apa botezului. Da? N-a intrat în apa botezului. E foarte important să înțelegem că este o perioadă în care noi credem Evanghelia. Și dacă se întâmplă să vină Domnul, dacă se întâmplă să fie un accident, dacă se întâmplă să fie ceva, avem parte de har și suntem mântuiți. Dar perioada aceea de grație, să o numesc așa, nu este la nesfârșit. Pentru că învățătura Noului Testamental este asta. Cine crede, Marcu 16:16, cine crede și se botează, va fi mântuit. Pentru că noi, după ce am crezut, l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, facem următorul pas ca să fim mântuiți. Da? Ne botezăm. Și în 1 Ioan 5:1, hai să deschidem și în 1 Ioan 5:1 ce vorbește. Deci primul pas care trebuie să fie în viața noastră este nașterea din nou. Zice, oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește pe Cel născut din El. Amin. În primul rând, ca să fii născut din Dumnezeu, trebuie să crezi. Nu ești născut din Dumnezeu că te botezi. Hai să vedem ce zice Apostolul Petru. Aș vrea să deschidem la 2 Petru. Este un pic mai mult un studiu biblic, în seara aceasta sunt spărați pe mine că vă port în Scriptură. În 1 Petru, capitolul 3:21, zice așa cuvântul Domnului. 1 Petru 3:21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul
O, zici, da, dar uite că botezul ne mântuiește. E adevărat că trebuie să faci botezul și te mântuiește. Care e icoană? Care este icoana aceasta închipuitoare? Mai sus vorbește despre Noe, despre răbdarea lui Dumnezeu când era în așteptare pe timpul Noe și când oamenii erau răzvătiți pe pământ și un mic număr de suflete, anume 8, au intrat într-o barcă, dar ascultați-mă, înainte să intre în barcă, au trecut 100 de ani. E o icoană care se aseamănă cu icoana noastră care ne mântuiește, icoană, o înfățișare, o imagine. Și noi întâi trebuie să credem. Noi a auzit, Dumnezeu i-a vorbit, a crezut, a construit arca, s-a urcat în arcă și s-a închis ușile și apoi după câteva zile, după 7-8 zile a început ploaia. Zice, icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi și anume botezul. Ce s-a întâmplat? Cei care urcă în barcă, cei care își pun nădejdea și credința lor în Hristos au parte de mântuire. Dar trebuie să urci în barcă, asta este icoana. Asta este icoana. Crede și te botează. Zice, botezul care nu este o curățire, ascultați-mă bine ce zice cuvântul Domnului, de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Iisus Hristos. Amin. Deci când cineva vine și se botează și alege să facă legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă, el aici este deja, când urcă aici, se intră în apă, el deja trebuie să fie născut din nou, el deja, cugetul lui trebuie să fie curățit. Ceea ce mărturisește el, zice, este mărturia unui cuget curat. Ce mărturisește el deja. Și anume, ce trebuie să mărturisim? În Roman, capitolul 10, zice, oricine mărturisește cu gura că Iisus Hristos este Domnul, va fi mântuit. Deci tu când ajungi aici și mărturisești o mărturisire publică, aici este o mărturisire publică, așa cum se trată de Iosif, în fața martorilor văzuți și nevăzuți, înaintea îngerilor, înaintea lui Dumnezeu. Tu deja, când ajungi aici, tu ești născut din nou. Tu trebuie să fii născut din nou. Tu trebuie să ai un cuget curat. Că faci o mărturisire publică, Domnul Iisus zicea, oricine se va rușina de mine în fața acestui neam prea curvar și păcătos, mă voi rușina și eu. Dar oricine mă va mărturisi, inclusiv prin botezul în apă, pentru că botezul în apă, mai ales spre vremea aceea, te putea costa viața. Îl voi mărturisi, zicea Domnul Iisus și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri, slăvit să fie Domnul. Este o mărturisire reciprocă. Care este mărturisirea asta reciprocă? În Evrei, cuvântul Domnului spune că, de fapt, Evrei 13 cu 2, 12, 12 cu 2, fiți atenți, ce-a mărturisit Hristos pentru mine? Și ce-am mărturisit pentru dumneavoastră. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului Domnia lui Dumnezeu. El pentru mine a suferit crucea și a disprețuit rușinea. Mărturia care tu o faci aici în apa botezului, tu faci un legământ cu Dumnezeu și tu mărturisești că tu vei disprețui rușinea. Că tu ești gata să suferi pentru Hristos, ca și tu să stai la rândul tău la dreapta lui Dumnezeu. Este o mărturisire reciprocă. Hristos a mărturisit pentru mine în fața lumii și eu trebuie să mărturisesc înaintea lumii. Amin? Domnul să ne ajute la lucrul acesta și să ne păstrăm mărturisirea care am făcut-o. În Roman, capitolul 6, aici cuvântul Domnului ne învață prin Apostolul Pavel în versetul 3 și zice, nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Ce este botezul? Un simbol. Am fost cufundați în moartea Lui. Când te scufunzi în apa botezului, tu zici, mă leapă de stăpânul meu, așa cum zicea Biserica Ortodoxă, să știți că nu zic rău, că se leapă de vechiul stăpân. Nu! Nu zic rău, se leapă de vechiul stăpân și tu trebuie să dai în apa botezului. Tu zici, am murit față de lume, a murit față de ce este rău, a murit față de diavolul, față de noul meu stăpân și când ies afară, zice, versetul 4, noi deci prin botezul moartea lui am fost îngropați împreună cu el, ca, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Și când tu ieși afară, îmbraci o haină nouă, o viață nouă, este un simbol care s-a întâmplat cu tine. Declar, stăpânul meu este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Amin? Amin. Mărturisim în seara aceasta că Iisus Hristos este Domnul? Amin.
Iisus Hristos este Domnul locul acesta. Asta se întâmplă la botez. În Galaten 3:27 spune că de fapt noi prin botez am fost îmbrăcați cu Domnul Iisus Hristos. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Ieșind afară din apa botezului, totodată tu intri în legătură cu Marea Familie a lui Dumnezeu. Marea Familie a lui Dumnezeu este Biserica. Faci parte din trupul Bisericii a lui Hristos. Și în Coloseni 2:11 și 12 zice că în el a fost tăiați împrejur, nu cotere împrejur făcută de mână, ci cotere împrejur a lui Hristos în dezbrăcarea de trupul poftelor firii voastre, noastre pământești, fiind îngropați, din nou simbolul de îngropare, împreună cu el, prin botez, îngropare față de tot ce este rău, și înviați în el și împreună cu el, prin credința în puterea Dumnezeu, care l-a înviat din morți, slăvit să fie Domnul. Despre botez au apărut multe învățături, au apărut multe doctrine. Când am fost ultima dată în Chicago, m-am întâlnit cu un frate și îmi zicea, Sorine, mi-e pare rău să spun pentru tine că, de fapt, botezul tău nu este valabil. Și eu zic, dar de ce? Pentru că zice că botezul făcut în numele Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt nu este valabil. Am rămas foarte surprins, știu de învățătura asta și zic, dar cum așa? Că uite ce scrie Matei, Matei 28. Spune, merge și botezați-ne Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt. Și acolo se vede clar că este Trinitatea, este Tatăl, este Fiul și a Duhului Sfânt. Sunt alții care botează de trei ori, odată numele Tatălui, odată numele Fiului și a Duhului Sfânt odată. Dar ăsta zicea, nu, că tu trebuie să fii botezat în numele lui Iisus. Și acum, că tu ai fost și m-a arătat din Fapte 2:37-38 acolo pe undeva și uite, ei au crezut, mulțimea celor ce au crezut, au fost toți botezați în numele lui Iisus. Și m-a dus din nou în Fapte 19 la acel text acolo unde vorbește despre ucenicii lui Ioan care erau acolo și când i-a întrebat Pavel, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Și au zis, nu, nici n-am auzit că a fost dat un astfel de Duh. Dar atunci cu ce botezați sunt botezați? Cu botezul lui Ioan. Și zice că i-a botezat din nou în numele lui Iisus. Au fost botezați în numele Domnului Iisus. Și zice, vezi, botezul tău nu este valabil. Frații mei, sunt atâtea învățături și atâtea doctrine. Și n-aș vrea să ne lăsăm înșelați în mintea noastră de tot felul de învățături. Iisus ne-a dat o poruncă clară. Noi trebuie să o respectăm. Faptul că a zis, la început, mă refer la primul text din Fapte 2:37-38 acolo, i-au botezat în numele Domnului Iisus, a vrut să spună în învățătura lui Iisus i-a botezat. Și aici au botezat tot, și pe cei din fapt în orice, tot învățătura lui Iisus. Sunt atâtea lucruri. Important este ca noi să știm ce credem. Și știind ce credem să împlinim. Și împlinind avem parte de mântuirea lui Dumnezeu. Poate că m-am depărtat foarte mult de subiectul din seara aceasta, botezul Domnului Iisus Hristos, despre ce s-a întâmplat acolo. Dar vreau să vă spun, pentru noi și pentru mântuirea noastră, e foarte important, cei care nu facem pasul acesta și nici nu-L căutăm pe Domnul să ni se descopere, să avem nașterea din nou. Vreau să vă spun, înaintea lui Dumnezeu, nu aveți parte de mântuire. Asta în nepăsare, ani de zile, ani de zile, nu sunteți mântuiți. Cuvântul Domnului este foarte clar, cine crede și se botează va fi mântuit, cine nu va fi osândit. Marcu 16:16, nu-s cuvintele mele. Aș vrea să cei care n-am primit botezul, care stăm pe gânduri, să ne gândim solemn. Cine va crede să va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Fiți atenți, aici am mai legat de un aspect. Cine va crede, în primul rând, e credința și mărturisirea. Crede, se va boteza, va fi mântuit. Nu că botezul mântuie. Credința mântuie și botezul este împlinirea credinței, dar cine nu va crede, pentru că primul pas este credința, va fi osândit. De aceea să luăm aminte la ce v-am zis și la ce v-am sfătuit și doresc ca Domnul să ne binecuvinteze, să împlinim tot ce este scris în Scriptură. Amin. Amin. Aș vrea să vă invit să mai spunem o dată preamărit și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Frații mei, pentru a doua oară în ziua de astăzi,
împărtășesc cu dumneavoastră gândul din Cuvântul lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că de-a lungul anilor am luat aminte la predicile care au fost rostite pe baza cuvântului pe care l-am citit și am remarcat că predicatorii au vorbit fie despre Trinitate, pentru că la botezul Domnului Iisus a fost manifestată Trinitatea în mod evident, Tatăl mărturisind despre Domnul Iisus din cer, Duhul Sfânt pogorându-se peste Domnul Iisus și Domnul Iisus care era El însuși în apa botezului. Alți predicatori au mers pe ideea inspirată din cuvintele Domnului Iisus, trebuie să împlinim tot ceea ce se cade să împlinim, tot ceea ce trebuie împlinit. Și au dezvoltat ideea că viața Domnului Iisus, viața pământească, s-a desfășurat întotdeauna sub simbolul sau sub imperativul acestui trebuie. El a căutat să împlinească tot ceea ce era scris cu privire la El. Și este adevărat. Dar cred că pasajul acesta vorbește cu precădere despre botezul Domnului Iisus. De multe ori, în sărbători de felul acesta, s-a vorbit de asemenea și despre Ioan Botezător. În anul acesta, sau în ultima vreme, s-a vorbit mult despre Ioan Botezătorul înainte de sărbătoarea întrupării Domnului Iisus. Atunci aș fi preferat să se vorbească despre părinții lui Ioan Botezătorul, despre lucrarea pentru care îl pregătea Dumnezeu pe Ioan Botezătorul și acum trebuia să fie lăsat să se vorbească despre personalitatea lui Ioan Botezătorul. N-am să vorbesc prea mult despre Ioan pentru că s-a vorbit deja destul de mult. Omul acesta însă a venit într-un moment precis al istoriei pentru că Dumnezeu l-a folosit și l-a trimis. În Evanghelia după Luca, în capitolul 3, versetul 1, ni se spune momentul precis în care Domnul i-a vorbit și l-a trimis pe Ioan în lucrare. Cert este că Ioan acesta, aflându-se la vârsta de aproximativ 30 de ani, a început o lucrare fără precedent în Israel. Și măcar că nu a fost școlit la niciuna din școlile de atunci, n-a învățat la picioarele niciunuia din rabinii renumiți ai vremii, el a avut un impact extraordinar asupra poporului lui Dumnezeu. Că se spune că veneau locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din împrejurimile Iordanului, la Ioan să fie botezați. Ceea ce este surprinzător pentru mine este următorul lucru. În vremea aceea, exista în Israel practica botezului în apă. Dar acesta era administrat niciodată unui iudeu care era prin naștere membru în poporul lui Dumnezeu. Era practica aceasta în vremea respectivă, dar se aplica doar celor care proveneau dintre neamuri și care aderau la poporul lui Dumnezeu. Dintre neamuri de-a lungul vremii au fost mulți care au privit cu simpatie învățăturile pe care le avea poporul evreu, și oamenii care au ajuns să accepte aceste învățături, deși proveneau dintre neamuri, erau împărțiți în două categorii. Într-o categorie erau cuprinși prozeliții, oamenii care nu doar că acceptau legea și toate rânduierile iudaismului, ci primeau și tăierea împrejur și apoi trebuia să treacă și prin această practică a botezului sau a abluțiunii. Mai era o altă categorie de oameni proveniți dintre neamuri care frecventau sinagoga, simpatizau legea, aderau la această lege, dar care nu au primit tăierea împrejur și nici n-au trecut prin această practică a botezului în apă. Oamenii aceștia erau numiți temători de Dumnezeu. Oameni care priveau cu simpatie poporul evreu, oameni care recunoșteau că Dumnezeul lui Israel este singurul Dumnezeu viu și adevărat. Amin. Și care înălțau rugăciuni către Dumnezeul lui Israel. Corneliu, sutașul din Cezarea, este un astfel de exemplu. Veți găsi mereu în Noul Testament, vorbindu-se fie despre prozeliți,
fie despre oameni temători de Dumnezeu. Și unii și alții erau proveniți dintre neamuri și aderau la rânduielile poporului lui Dumnezeu. Diferența era că unii au primit și terea împrejur, iar alții nu. Acum, ceea ce este important și de vrednic de subliniat este faptul că în vremea lui Ioan Botezătorul s-a întâmplat ceva ce nu s-a mai întâmplat niciodată în Israel până în vremea respectivă. Veneau iudeii să primească botezul în apă. Și oamenii aceștia, este surprinzător, Ioan îi trece prin acel act pe care noi, de o bună bucată de vreme, l-am pus parcă deoparte, și anume îi trecea prin mărturisirea păcatelor. Ioan îi accepta pe toți, dar le spunea, trebuie să vă mărturisiți păcatele. După aceasta, eu vă primesc la botez. Apostolul Pavel sintetizează întreaga lucrare a lui Ioan Botezătorul în Fapte 19, cu versetul 4, în care Pavel le spune acelor ucenici care primiseră doar botezul lui Ioan. Ioan a propovăduit botezul pocăinței și îndemna pe noroc să creadă în cel ce venea după el. Aceasta înseamnă pregătirea căii. Pasajul al doilea pe care noi l-am citit în ziua aceasta începe cu cuvântul atunci. Ioan Botezătorul a început o lucrare extraordinară. Lucrarea lui i-a atins pe cei mai mulți din iudei. Au venit, au primit botezul. Au fost câțiva pe care Ioan i-a respins de la botez. Și ciudat este faptul că oamenii aceștia străluceau de religiozitate. Erau, dacă vreți, cei mai religioși oameni care au venit la Ioan să fie botezați și pe ăștia Ioan îi respinge. Dovadă că religiozitatea de exterior nu are mare preț înaintea lui Dumnezeu. Viața trăită în curăție și teama de Dumnezeu și dragostea față de semen sunt mult mai importante decât ritualurile. În această împrejurare, după ce aproape tot norodul a fost botezat de către Ioan, a venit Iisus din Galileea la Iordan. Ioan, când l-a văzut, l-a recunoscut, pentru că Dumnezeu îi vorbise despre Fiul Său care avea să vină. Și Ioan încearcă să-L oprească pe Domnul Iisus și zice, eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Ioan recunoaște că el care a botezat aproape întreg norodul are trebuință de un botez pe care Iisus îl administrează. Și ne-am putea întreba, oare care botez îl avea Ioan în vedere când spune aceste cuvinte? Dacă citim un pic mai înainte, Ioan mărturisește despre sine și zice, cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință. Dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintele. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Și când Iisus vine la Ioan, Ioan zice, eu am trebuință de botezul tău și tu vii să primești botezul de la mine? Ce declară Ioan aici este necesitatea sau, dacă vreți, importanța botezului cu Duhul Sfânt. Ioan recunoaște că el care a botezat aproape tot norodul avea nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Și aș vrea să vă spun cu tristețe, am constatat că există predicatori, există lideri creștini, există cărți de teologie care învață pe oameni că n-au nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. În seara aceasta, bazat pe acest cuvânt al lui Ioan, eu vin și spun, orice creștin adevărat are nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Amin. Orice creștin are nevoie de botezul acesta. Domnul Iisus nu dă lucruri inutile. Dumnezeu nu dă lucruri inutile copiilor Săi. Pentru că este înțelept și bun. El știe de ce au trebuință copiii Săi în lumea aceasta. Și eu spun ca și Ioan Botezătorul la Iordan. Avem nevoie de botezul cu Duhul Sfânt. Dacă cineva vă spune altceva, uitați-vă la omul acela și măsurați-l de sus până jos și dacă puteți, rugați-vă pentru el ca Dumnezeu să-l lumineze. Sunt mulți care vorbesc, dar se abate de la adevăr.
De răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Cuvântul cheie în aceste cuvinte ale Domnului Iisus este cuvântul trebuie. S-a pus de multe ori întrebarea, oare de ce trebuia ca Iisus să fie botezat de Ioan? Pentru Ioan trebuia o confirmare că botezul pe care el l-a propovăduit era un botez recunoscut de Dumnezeu? Pentru Iisus trebuia botezul acesta? Sau pentru noi, cititorii de astăzi? Adevărul este că Ioan se afla deja în culmea popularității sale și el nu avea nevoie de o confirmare. Nu pentru Ioan trebuia confirmarea aceasta prin botezarea Domnului Iisus. Am citit în Genesa, capitolul 17, despre o poruncă pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avram. S-a uitat Dumnezeu la omul acesta și a vrut să facă din el o națiune. Și pe când avea 99 de ani, îi spune, vreau să fac cu tine un legământ. Și Dumnezeu îi vorbește despre tăierea împrejur ca semn al legământului. Și spune lui Avram cam așa, orice bărbat care se naște în casa ta, fie că e din familia ta, fie că e dintre robii tăi, orice bărbat care se naște în casa ta, trebuie să fie tăiat împrejur ca semn al legământului. Și de atunci înainte a intrat în poporul lui Dumnezeu această rânduială. Tăierea împrejur era un semn al legământului. Cine avea tăierea împrejur, făcea dovada fizică, dacă vreți, că era în legământ cu Dumnezeu, că făcea parte din poporul de legământ. Mântuitorul Iisus, El era chiar Fiul lui Dumnezeu. El nu avea nevoie de o dovadă. Dar la 8 zile, și El a trecut prin ritualul acesta, pentru că trebuia să se identifice cu poporul lui Dumnezeu. Și prin botezul în apă, El trebuia să se identifice cu noi. În felul acesta, El a împlinit și planul lui Dumnezeu și ne-a oferit și nouă un exemplu, dacă vreți. Și oricine vrea să se apropie de Dumnezeu, trebuie să fie la Domnul Iisus. Cel mai bun exemplu, desăvârșit. Mi-aș dori să pot să fiu un exemplu pentru dumneavoastră și de multe ori constat că am falimentat la examenul acesta. Dar Domnul Iisus este exemplu desăvârșit. Și cine vrea să placă lui Dumnezeu, trebuie să urmeze exemplul Domnului Iisus. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mi-am îndreptat privirea către ceas și am constatat că am depășit un pic timpul și am să mă apropii de încheiere. De fapt, voi încheia aici. Dragii mei, vă invit să ne ridicăm împreună în picioare și vreau să încheiem părtășia din seara aceasta cu o rugăciune de mulțumire și de încredințare în mâna Domnului. Ne stăm față o săptămână și niciunul dintre dumneavoastră, nici măcar cel mai experimentat și mai priceput, nu știe ce va întâmpina de-a lungul acestei săptămâni și măcar în ziua de mâine. Dar ne rugăm înaintea celuia care știe totul și poate totul și rugăm să ne poarte de grijă și nouă și copiilor noștri. Amin. Amin.